Dragilor, eu am plecat să le iau pe Marte la școală și mi-am luat pantofiorii aia pe care i-am luat de la Diana și simt așa cum mă bate la spate, chiar și zilele trecute când i-am mai îngălțat o tură, mi-a făcut așa niște răni până mă obișnuiesc cu ei. Așa vorbesc, așa pățesc de fiecare dată când iau un papuc nou fără șoseată. Cam așa e vremea pe la noi, mohorâtă și destul de rece. Mamă, dar ce tare mă bat papucii ăștia la spate și mi-am pus două rânduri de plasture și văd că degeaba. Așa am pățit de fiecare dată, fie că a fost pantof cu toc, fără toc, balerini, chiar și Adidas, dacă îl luam fără șoseată, deși nu se întâmpla lucrul ăsta, mereu luam Adidas-ul cu șoseată, pățesc lucrul ăsta. Bună, Marc! Gata școala? Da. După școală servim o înghețată, așa-i? Da. Nu, și pentru Sally. Băgăm la congelator. Să aibă și ea când vine. Mergem să ne dezbrăcăm. Schimbăm hainele. Clopoței, da. Și mă apuc să fac un pilaf de orez și să văd ce să pregătesc lângă. Cum a fost ziua ta, Marc? Fain, așa? Haideți să vedem ce a popat Marc la școală. Aici am avut actimel, popat. Aici am avut mere, covrigi, păpați, sandwich. Cred că doar o gură mică. Mi-a spus mama să-mi faci același pachet pe care mi l-ai făcut astăzi, că mi-a plăcut. Dar au plăcut doar merele și covrigii, pentru că el e un mare mâncăcios de mere și de covrigi. Trebuie să-mi strâng vasele de aici. Trebuie să scot vasele din mașina de spălat. Mă apuc să fac un pilaf de orez și mă gândeam să fac lângă ceva fructe de mare, dar nu știu ce. Mă gândeam la niște calamari pane, inele de calamari pane, dar acum să vedem. Așa-s clopoței lui Marc. Cam așa se aude și când vine nenea de dimineață cu laptele. Doar că puțin mai tare. Bună, Bingo! Deja m-am obișnuit cu ei, dar la început a fost destul de enervant pentru mine sunetul ăsta. Bine, acum nu e atât de tare, dar sunt dăți în care se aude foarte, foarte tare și e foarte enervant și neplăcut pentru urechile mele. Bună, Bingo! Bună! Ce stai așa umflat? Te mini servește un os. Da? Un stix din ăla de-a ei. Dă să iasă soarele și pe strada noastră. Am și de dus la reciclat bidoane, doze și ce mai avem pe acolo. Și, na, altfel nu se putea. Altfel nu se putea, Bingo! Mereu rămân pete de la calcar pe anumite suprafețe, chiar și pe anumite pahare și căni. Această căniță am spălat-o la mână, se văd câteva pete de calcar, dar asta e, nu avem ce să facem. Ia uitați și acesta, zici că nu e spălat deloc. Le-am mai curățat cu oțet, ajută pe moment, dar reapar petele. Cum este și acest rezervor pentru lapte, la fel, este plin de pete, l-am curățat cu oțet, se curăță, se curăță atunci pe moment, după care reapare, așa că oricât aș încerca, asta este apa. Încă suntem norocoși față de alte zone, față de alte țări, ei au apa mult, mult mai dură decât o avem noi. Ești papa morcov. Ha, pe acolo. Uite, ți-am ras morcov, papa. Cred că asta e hârtie. E bun? E bun, mama? Păi șericule, mama, frumos. Vai, 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 ți papi un morcov acolo, da?
Fă și mizerie, așa. Că altfel nu se poate. M-am apucat de orez. Am tăiat o ceapă mai mare. Un morcov. Punem ulei. Așa. Stai că nu știam pe ce trebuie să apăs. Le las la călit. Cred că mai e nevoie de puțin ulei. Apoi pun sare, piper, puțin vegeta, orez, apă și dăm drumul la oală. Pe funcția asta de orez, 9 minute. Ia să-mi pun și un pic de suc. Am văzut un pahar în formă de ciupercă la Jumbo și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dar că sunt sigură că nu-l voi găsi. O să merg zilele acestea prin mai multe magazine Pepco să vedem dacă o să am norocul să-l găsesc. Este foarte frumos, este transparent, are piciorul ăla așa de ciupercă și în partea de sus ciuperca. Foarte, foarte mișto arată. Eu am pus deja sare, piper, un cubuleț de vegeta. O să dea gust bun la legume așa când le călesc. De acum o să pun și orezul. L-am luat și l-am spălat în mai multe ape. Și o să mai adaug un pic de apă și pornesc oala. Vreau să fac orezul mai zemos, așa că am pus puțin mai multă apă. La final gustăm să vedem dacă mai este nevoie să adăugăm sare sau ceva. Și un pic de pătrunjel verde. Și gata. Acum o să mă apuc de mașina de spălat vase, să scot vasele. Mă gândesc ce să fac lângă pilaf. Inelele de calamar nu le am scoase din congelator, așa că nu știu ce să fac altceva. Iar apoi să mă apuc să dau puțin cu aspiratorul, pentru că este nevoie. Da, scade foarte mult păr. Nu ai terminat încă cu năpârlirea? Mai durează mult? Mai durează mult? Uite aici ai biscuitele. Și acum a început să-i cadă păr așa, cum este acesta, mai negru. Până acum îi cădea așa, mai alb. Dar acum a început să-i cadă și fire mai negre. Da. Mustăți. Ratonule. Am scos câteva inele de calamar pentru mine și pentru Selena, lui Marc nu-i plac și mă așteptam să se dezghețe greu, dar au trecut cam 5 minute de când le-am scos și deja s-au dezghețat. Oala intră sub presiune, așa că o să mai las inelele astea puțin așa. Mă ocup de mașina de spălat vase pentru că nu am reușit. Iar apoi o să dau inelele de calamar din acel aluat cu făină, ou, sare și piper. Ne ocupăm imediat și de el, dar de mașina de spălat prima oară. Da. Până se depresurizează oala, mă ocup de aspirator. Inelele de calamar le-am lăsat pe prosop de hârtie să absorbă apa. Și numai bine le voi prăji ca să vină și Selly acasă să le fac proaspete. Când intră ea pe ușă, eu le pun la prăjit până se schimbă, până se spală pe mâini. Mâncarea este gata, așa că dăm repede și cu aspiratorul. Ia uitați ce-i și aici pe jos. Ieri am dat. Și sunt dăți în care dau și de 2-3 ori pe zi, dar se face foarte, foarte repede mizerie. Așa că astăzi vreau să fac și niște cornulețe cu Nutella și cu ceva gem, marmeladă, nu știu. Ce faci tu acolo? Nu cumva ți-ai băgat boticul prin cana lui Marc?
Ia uite-te tu, Marc, un pic și vezi. Și pe aici am de obicei numai mei. Și sub dulapul ăsta numai mei îmi intră. Ia uitați ce-i și aici. Deci eu ador aspiratorul ăsta. Atât de fain e, atât de mișto. Și noaptea pentru întuneric se vede atât de fain cu LED-ul ăla în față, lanterna aia ce-o fi. Mișto, mișto, mișto. Chiar vi-l recomand. Nici nu e scump, îl găsiți uneori la 300 și ceva de lei sau 400 și, depinde. Dacă îl găsiți la ofertă, îl găsiți la un 390, cam așa. Și își face treaba foarte, foarte bine. Ia uite și aici. Și trage tot. Deci eu nu pot să stau și să vă ca mizerie în casă. Urăți, urăți să vă ca mizerie. Fulgi, chirimituri, pene, mei, nu pot. Deci trebuie să dau. Chit că dau de 2-3 ori pe zi, dar măcar așa în creierul meu sunt liniștită că am curățat și nu am lăsat așa. Aspiratorul ăsta curăț și la mașină, este 2-in-1, foarte mișto, așa că eu vă las că cu o mână mă cam chinui, că trebuie să mai trag și lucruri la o parte și coborul să-l dau pe o parte, după aia pe cealaltă parte, dar nu știu cum se face, că și pe sub covor intră mizeria. Tot ea, tot. Acum dacă e ceva, nu știu, foarte bine lipit pe covor, atunci clar, n-are cum să ia. Dar în rest, foarte fain. Eu sunt la al doilea aspirator de la Gorenje. L-am avut pe primul, care din păcate s-a rupt. Și mai am doar partea asta de la el. Și uitați și pe ăsta, săracul i-a variat, pentru că îl mai scap pe jos din greșeală. Îl pun drept și mi-alunecă. Sau îl mai ating de pereți, de ce îl ating eu și s-a luat vopseaua pe el. Și tot pe acesta l-am recumpărat de la Gorenje. Gorenje ciclonic. În cazul în care sunteți interesați, îl găsiți pe griul acesta și pe Vișiniu. E mișto, mie îmi place mult. Și dacă mi se strică ăsta, tot pe ăsta îl cumpăr. Îl recumpăr, pentru că sunt foarte mulțumită de el. Face treabă bună și prețul este unul foarte bun în comparație cu cel de la Dyson, de la Philips sau de la alte firme care sunt destul de scumpe și sigur face cam aceeași treabă. Și v-am lăsat. Uite dacă se deschide oala. Hai că se deschide. Așa arată orezul. Arată bine, este lichid, așa cum îmi place mie să fie așa mai zemos. O să gust să vedem dacă mai trebuie să mai adaug ceva sare și o să pun puțin pătrunjel verde. Mie îmi place foarte mult să adaug în pilaf ciuperci, ardei, dar Selenei nu-i place, așa că de multe ori mă dau după ea ca să nu fac 7000 de feluri de mâncare. O să pun un pic așa, să se răcească. Iar acum o să mă apuc de inelele de calamar. O să pregătesc aluatul, le trec repede prin aluat, le pun la prăjit, trebuie să pun tigaia aici, să pregătesc și uleiul. Ne punem să mâncăm. Bună, Seli! Bună! Cum a fost ziua ta? Foarte bună! Mă bucur să aud asta! Iar apoi mă apuc să frământ pentru cornulețe. Cornulețe? Și cornulețe cu Nutella, da. Și undeva pe la 3:20 trebuie să merg după copilașii despre care v-am spus, să iau și să stau cu ei până vin mama lor.
Așa că trebuie să termin repede, repejor treaba. Fierbinte, ai grijă. Să vedem dacă mai e nevoie să punem ceva sare. Și vrei să pun pătrunjel sau nu? Știu că ție îți plăcea verdeața. Da. Păi și o să toc niște pătrunjel să pun deasupra. E bine? Mm-hmm. E bun? Mm-hmm. Mai trebuie să pun ceva? Mm-mm. Nu? Sare, piper, nimic? E bun așa? Mm-hmm. Bun atunci. Deci nu mai punem nimic. Trebuie să gust și eu să văd cum a ieșit, că n-am apucat să gust. De mult vreau să fac și o mazăre, doar că mazăre voi face când e Bogdan acasă, pentru că doar eu cu el mănânc, copilașii nu. Varză călită mai am pe listă, eventual o tocăniță de cartofi. Am pus un nou, sare, piper, puțină vegeta. Amestec bine, bine, bine. Ouăle acestea sunt de casă. Sunt așa de faine. De culoarea asta, de mișto. O să pun și puțin lapte. Mai avem o cutie de lapte în afară de asta, trebuie să luăm și lăptic. Ia pe asta. Mi-am pus și eu să gust și a rămas ciuciu. Hai că spun eu alta. Cum o să pun făină? Uite, ți-am pregătit. Cred că o să mai pun puțin lapte. Nu o să le bag. Mamă, tu le bagi, mai... doar că trebuie să le... să pun la... Miroase a pește, da. Nu să rup puțin să gustă. Așa crud? Da, oare e bun? Nu e bun, vea. Nu cred că e bun. N-am luat mult. Gustă bine de calamar. E bun! Așa ți le dau, le mai pun la prăjit. Punem ulei pentru prăjit. Pășării! Așa. Dăm drumul la foc. Lăsăm la foc mare să se încingă uleiul. Acolo o să punem făină. Ia să gust. Aole, mi-a căzut. Nu mai pot să-l prind. Așa. Așa. Aole, du-te de aici. Vrei să bei ulei? Cam da. Cam da? Da. Mmm, da, ce bun ai ieșit. Nu mai trebuie nimic. Perfect a ieșit. Mamă, da, ce culoare are ouul ăsta. Ori n-am băgat eu de seamă, ori ouăle astea sunt diferite, că am mai avut ouă de casă, dar parcă astea, și ieri când am făcut clătitele, au ieșit atât de galbene, n-au ieșit niciodată, foarte, foarte galbene. Mai avem câteva și gata, se vor termina, facem și cornulețe. Ia să mai pun eu câteva inele aici. Eu nu o să le mai dau prin făină. Am văzut că sunt persoane care le dă prin făină, apoi prin această compoziție. Sunt persoanele care le trage direct prin această compoziție și le pune la prăjit. Așa că așa voi face și eu acum. Sper că e bună compoziția asta. Nu mi-aduc aminte să mai fi făcut inele de calamar, sincer. Am făcut, dar gata cumpărate. Deci erau gata așa, pane. Doar ce le puneai direct la prăjit. Vedem cum o să iasă. Pare că e ok. Mă gândeam să nu fie prea lichid aluatul ăsta. Da, e ok.
Atât de insistent e Bingo și nici nu pot să-l închid, să-l duc într-o altă cameră. Nu pot. Fuge de mine atunci când mă apropii de el. Aici la bucătărie nu am cum să închid. Adică închid ușa, dar rămâne locul ăla gol. La sufragerie la fel avem boltă. Acestea mai sunt de prăjit și gata. După aia ne punem să mâncăm. Că timpul trece repede, deja e 3 fără 25 și măcar să reușesc să fac aluatul pentru cornulețe, să-l las la crescut. Și numai bine când vin mă apuc de el. Am uitat să filmez, am făcut și un mușdei de usturoi cu smântână. Doamne, dacă de bune au ieșit calamarii. Parcă sunt mult mai buni decât ăia pe care îi luăm și îi prăjim, așa-i? Foarte bun. Am mai scos și niște castravete murat în saramură, castravete noțet, dar nu ne-am atins de ei. Deci ne-am maxat pe lămâie, usturoi și astea alte. Este 5:30. Nu am reușit să-mi șterg aragazul înainte de a pleca la grădiniță. Nu am reușit să frământ aluatul. Așa că o să mă apuc acum de aragaz. După ce fac aragazul, frământ aluatul. Apoi plec să o plimb pe Mini, să facem plimbarea de seară. Apoi ne apucăm de cornulețe. Pachetelul pentru școală, băiță, mâncăm ceva și gata, s-a dus ziua. Bip-bip, bip-bip, ce spui tu acolo, Bingo? Bip-bip. Uite, am uitat să dau uite la o parte. Sunt așa de obosită, nu știu, mi-e somn. Și de la vremea asta, ți-e poftă de clătită? Vrei clătită? Păi, vreau clătită. Păi mănâncă, cine nu te lasă? Cu Nutella. Cu Nutella? Uleu, am mâncat o clătită și m-a luat sughitul. Mai devreme l-am șters cu buretele puțin. Deși nu era nevoie. Mă apuc să fac cornulețele. Aici am un pliculeț de drojdie. 250 ml de lapte călduț. Aici am pus 80 ml de ulei. A rămas niște lapte de aia, se vede așa. 2 gălbenușuri de ou. 500 grame făină. 100 și ceva grame de zahăr, depinde de fiecare, și eu o să mai pun și niște zahăr vanilinat, un pliculeț, și esență de vanilie. Mamă, ce mă enervează sughitul ăsta, maxim. Sughit în continuu. Gălbenușurile se amestecă cu uleiul. Zahărul cu laptele. Am pus și zahărul. O să pun și un pliculeț de zahăr vanilinat și esență de vanilie. O să amestec bine, bine, bine să topească zahărul. Apoi torn peste ulei și peste ou. Făină și gata. Mă apuc să frământ. N-am mai dat robotul jos. Voi frământa cu mâinile de data aceasta. Deja este 6 fără 8 minute.
Până merg cu mini, până mă întorc, cu siguranță mă prinde ora 9 să mă bag în pat. Am șters aragazul degeaba, deja, uite, stropi. Am terminat treaba la bucătărie, am pus toate lucrurile la locul lor, am frământat aluatul, am dat cu mătura, acum termin de dat cu mopul, după care o să plec cu mini afară. În timpul acesta o să-mi crească și aluatul să mă apuc de cornulețe. În seara aceasta vom mânca crembuști și probabil, nu știu, ceva cu cașcaval, ceva pe lângă, încă nu știu. Am vrut să iau niște baghete din alea pentru a face hot dog, dar la Penny nu am găsit. Așa că vom fierbe crembuști și vom mânca așa cu pâine. Hai mă, nu vrei? S-a stricat coada de la mopul ăsta. Să pun și un pic de soluție. Așa. Am pus mai devreme și niște detergent. Pun și niște soluție din asta. Să amestecăm bine, bine, bine. Să-mi iau neapărat o altă găleată. Primisesem un mesaj că găsesc găleată la Jumbo. La noi în Brașov nu se găsește găleată de genul acesta. Am avut în trecut din Jumbo luată. Știu despre ce este vorba, dar nu o mai adus de mult timp. Nici găleată și nici mop rezervă. Pe aceasta am luat-o din Penny, dar nici la Penny nu am văzut. Nu mi-aduc aminte unde am văzut ultima oară. Dacă nu mă înșel, la cost 2000. Nu știu sigur. Văzusem ceva cu vreo 50 de lei. Găleata ar fi bună, dar coada de la mop uneori dau și merge așa în gol. Și acum văd că merge bine. Și nu pot să storc mopul. Ce faci? Hai să arătăm planeta. Să arătăm cadoul tău. Stai că vin acum. De să mergem, să ne arăți. Ta-da! Ce avem aici? O planetă. Plutitoare. Da, o planetă magnetică plutitoare. Mamă, ce frumoasă este. Marc a primit cadou și această scoică. Ne arăți această scoică cum arată? Foarte frumoasă. Wow, cât de frumoasă este. Foarte frumoasă este. Absolut superbă. Cine ți-a luat scoica asta? Mamaie. Mamaie, mamă, câte culori frumoase are Marc. Foarte, foarte frumoasă. Marc a primit mai multe cadouri de ziua lui, dar sunt împrăștiate, sincer să fiu, nici nu mai știu pe unde sunt. Ce mi-ai primit? Copăcelul. Da, avem această planetă magnetică, plutitoare, care și asta e foarte, foarte frumoasă și ceva interesant. Zici că plutește în aer. Păi așa se întâmplă și la realitate. Exact. Și copăcelul acesta, dar nu e băgat în priză, foarte frumos. Stai să vedem dacă mai avem, că noi avem foarte multe cabluri USB și nu mai avem unde să le băgăm. Și vrem să luăm priză cu mai multe cabluri. Cu mai multe cabluri, cu mai multe intrări de cablu din ăsta USB. Stai să vedem, băgăm bine? Nu băgăm, asta e de la fântână, nu? Ba nu, ăsta e de la copacul ăla de sus. Da, urmăresc. Ba nu, ăsta e de la asta. Stai, da, m-am... Urmăresc cablu, m-am zăpăcit cu totul, că dacă nu văd ea cabluri pe aici, o grămadă de cabluri, că mi-a luat ochii, jur. Ține de ăsta, așa. Ține. Mulțumesc. Curentează. Nu ne curentează, doar să-l ții că îmi pleacă. Hai, aprinde copăcelul ăsta. Fai, cât de frumos este.
foarte frumos. Are mai multe jocuri de lumini. Așa zic că e de Crăciun, așa mi se pare. Da, este foarte, foarte, foarte frumos. S-a mai primit și planta aceasta, v-am arătat-o, pe aceasta a luat-o din Jumbo și asta e foarte frumoasă. Așa că v-am arătat-o aprinsă. Așa, și-a mai primit de la mamaie. Luna. Stai. Așa, foarte frumoasă. Deci lui Marc îi plac foarte mult planetele, tot ce ține de pământ, de astronauți, de lună, de soare, clopoței de vânt și așa mai departe. Foarte frumoasă și planeta asta, Marc. Le arăt așa, să le arăt timp să vadă, știi? Mhm. Acum dăm pe ăsta. Foarte frumos. Îmi place ceva tare cum se mișcă așa. Și mie îmi place. Foarte frumos. Am mai primit o floricică. Dansatoare. Oare acolo? Uite, acum mai greu face. Și asta e foarte drăguță. Băi, ce drăguță e. Și Selena are la fel. Și aici am mai primit un papagal. Un bingo. Un păsăric bingo. Mai greu, vezi? Se mișcă mai greu. Păi are mai multe jocuri de lumini, așa-i? Acum iată ce fain. Foarte frumoase sunt, Marc. Uite și scoica asta îmi place atât de mult. Și copacul ăsta. Fiecare are ceva aparte. Are câte o frumusețe aparte. Pe ăsta l-ai scos? Și ăsta se aprinde, doar că nu avem cablu USB. Da. Când o să cumpărăm un cablu, o să le vedem pe toate aprinse, nu? Și dovleacul acesta mare, nu știu că vi l-am arătat aprins, dar arată foarte frumos. Zici că are o instalație din el, așa, sau neapărat o instalație. Zici că ai pus o lumânare. Practic zici că e un dovleac pe care l-ai gustat și ai pus o lumânare. Foarte frumos. Foarte frumos și dovlecelul ăsta. Vezi ce fain e? Da. Foarte frumos. Avem 4 etaje cu pălăria. 4 etaje cu pălăria, așa-i? Da. Iată, și la întuneric ce fain. Foarte frumos, Marc. Te limite și la aștept. Dar nu știu de ce s-a închis ăla. Ce s-a închis? Nu mai scoate aburii. Păi, nu știu. Și și copacele. Foarte frumoase sunt. La pisica se speria rău. S-a speria pisica? Da. De mini? Hai, minișor. Ha. Hai, minișor, ce mai văzut? Ce mai văzut? Ai văzut un cățel. Bună seara! Bună seara!